Academia de Handbal Minaur a fost repartizată în grupa A alături de CSS Sighișoara, LPS Cluj și LPS Vaslui. Echipele care vor termina pe primele două poziții după cele trei jocuri se vor califica în semifinale, iar ocupantele locurilor 3 și 4 vor juca în meciurile de clasament. În grupa A, Academia de Handbal Minaur va reîntâlni două echipe cu care a jucat în acest sezon. Este vorba de CSS Sighișoara și LPS Cluj. Băimărenii s-au întâlnit cu LPS Cluj de 3 ori în sezonul regulat, de fiecare dată fiind câștigătoare echipa din Cluj. Împotriva celor de la CSS Sighișoara, juniorii 3 au pierdut la primul turneu semifinal, scor 23-30. Toate partidele pe care le va juca Academia de Handbal Minaur la turneul final vor fi transmise în direct pe pagina oficială de Facebook.